Buni, sunt Andruc, bine ați venit la 5 Simbeți. Pentru astăzi, biletul de miercuri, o să fac un bilet cu meciul din Champions League. Biletul de ieri nu a fost câștigător, din păcate ne-a scos un singur șut pe poartă, mai aveam nevoie la PSV Eindhoven. Păcat că a ieșit și Napoli la fix 1-0. Aveam Drone pe 2 și Real Madrid am jucat să dea 2 plus, pe plus doar 4 unități acum. Deocamdată suntem la plus 4 și mai sunt ceva. Marți am avut minus 12 și minus 4 marcatorul. Per total suntem la 2,5. Și apoi jucat Leipzig cu Zvezda. Leipzig o echipă care se va lupta pentru locul 2, probabil cu Young Boys. Manchester City i-a bătut pe Leipzig în meci direct în Germania, așa că Leipzig aici acum cu Zvezda că trebuie să bată neapărat. Cred că diferența este în favoarea lui Leipzig, de valoare mai buni. În toate meciurile din campionat au câștigat și au marcat goluri multe, doar în acel cu Bochum au ratat acele două penalturi și au făcut 0-0. O să joc unul pe Leipzig la 1,25. Asta e primul meci. Meciul 2 o să joc la Barcelona cu Shakhtar. Este meciul care se joacă la 7,45. Barcelona, o echipă foarte, foarte bună, cu jucători de mare calitate, jucători tineri cu Lamine Yamal. Ați văzut puștul ăla care a intrat acum cu a dat golul de 1-0. Barcelona totuși nu cred că joacă Lewandowski, n-a jucat nici în campionat și nu cred că va fi nici acum. Shakhtar, o echipă care a primit goluri de la Antwerp, a câștigat 3-2 în deplasarea din Antwerp, dar Shakhtar are un stil de joc tot așa foarte deschis și de aceea este și permisiv în apărare, dar are calitate. Barcelona, am văzut că a marcat cam în toate meciurile două goluri, cu excepția meciului cu Sevilla și meciului acesta cu Bilbao. Totuși, Shakhtar o echipă deschisă și având în vedere că mă aștept la un meci cu multe goluri, am jucat un pariu ăsta mai special. Total goluri, prima repriză și total goluri în meci. Total goluri, prima repriză peste 0 și peste 2,5 în meci, la 1,57. E o cotă destul de mare și eu cred că dacă se dă în gol în prima, cu siguranță vom avea 3 goluri la finalul meciului. João Félix cred că va ieși la rampă în acest meci. Și meciul 3 voi juca la Feyenoord cu Lazio. Este meci foarte tare. Feyenoord a avut evoluții încântătoare în această campanie de Champions. În campionat spulberă tot, are victorii cu 6-1, 5-1, 6-1. În ultimele 5-6 etape are doar victorii în campionat. Iar în Champions League a pierdut un meci cu Atletico Madrid, dar în acel meci, atenție, a avut 6 șuturi pe poartă. Sau 7. Feyenoord a jucat foarte bine, chiar dacă a pierdut 2-3. Lazio a dat cu mare noroc golul de 1-1 cu Atletico în minutul 95, iar apoi cu Celtic din nou a avut foarte mare noroc, a dat golul de 2-1 tot în minutul 90 și ceva, 94, 95. Deci uluitor cât noroc a avut acesta. Iar acum o văd pe Feyenoord mult mai puternică. Cred că Feyenoord ar trebui să câștige aici pentru a avea șansă la locul 2 și dacă bate aici, Feyenoord eu zic că va lua locul 2. Dar am zis să joc un pic mai precaut și am jucat 1x. Pariul meu 1x la cotă de 1,30. Biletul meu cotă 2,55. Leipzig 1, Barcelona cu Shakhtar peste 0 în prima și peste 2,5 în meci. Iar Feyenoord cu Lazio 1x. Cota 2,55, asta e biletul și asta ar fi și marcatorul. Marcatorul pe Barcelona, la Barcelona o să aleg din tabăra Barcelonei. Jucătorii Barcelonei să-l joc pe João Félix. João Félix să marcheze. Pe João Félix să marcheze la cota 2,05. Astea sunt fondurile mele. Dacă vă inspirați și voi din ele și jucați așa cum am jucat, eu zic să avem baftă.